Disputa dintre Farul Constanța și Săgeata Năvodare a avut de toate. Faze de poartă, tensiune, eliminări, suspans și două goluri venite pe final de joc. Meciul s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, care nu ajută prea mult pe niciuna dintre combatante. Farul este astfel din calculele promovării, iar Săgeata coboară pe locul 4, înaintea ei fiind echipele Viitorul Constanța, Delta Tulcea și CSMS Iași. Aflat pentru prima oară în această ediție de campionat pe Banca Tehnică a Năvodărenilor, antrenorul Aurel Șunda și-a dispus jucătorii într-o așezare care a creat probleme adversarului. În prima repriză, ocazii au fost la ambele porți, dar au fost irosite. Finalul de joc s-a aprins de la un fault comis de Sorin Paraschiv în minutul 78. Și cu aripostat și așa au urmat cartonașele. Roșu pentru Șicu și galben pentru fariștii, Sorin Paraschiv și Sandu. Rămas în inferioritate numerică, Săgeata a punctat prin Zaharia în minutul 83. Deși era în inferioritate, tot Săgeata a fost aproape de gol prin același Zaharia, faultat la marginea careului de 16 metri, Denițescu. Faristul a fost și el eliminat. Gazdele s-au aruncat în atac și Ivanovici a prins un șut în diagonală de la 25 de metri, cu care a egalat scor final 1-1. O remiză care avantajează doar contracandidatele la promovare și le îndepărtează de obiectiv pe cele două formații dobrogene, Săgeata și Farul.